La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a avut loc o conferință de presă ocazionată de semnarea a două contracte de finanțare. Beneficiarii finanțării Programului Operațional Regional 2014-2020, în cadrul axei prioritare 10, îmbunătățirea infrastructurii școlare, sunt primăriile comunelor Gurbănești și Valea Argovei din județul Călăraș. La eveniment au participat primarii celor două localități, directorul ADR Sud-Muntenia Liviu Mușat și președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță. Avem câteva obiective pe care venim să vi le prezentăm astăzi. Pe de o parte este vorba de acțiunea de semnare a două contracte de finanțare din axa 10, cea referitoare la infrastructura de educație, unde, după cum v-am anunțat, beneficiar vor fi Consiliul Local Valea Argovei și Consiliul Local din Gurbănești. De asemenea, împreună cu domnul președinte, vom încerca să trecem în revistă situația proiectelor din județul Călăraș, precum și, eventual, câteva perspective pentru perioada următoare. Nu în ultimul rând, având în vedere că de mult nu va mai prezenta situația obiectivului nostru de investiții sediul agenției, câteva cuvinte la sfârșit despre acest obiectiv și apoi, dacă vom fi onorați, dacă veți accepta invitația noastră de a participa la o mică vizită înainte de a intra în ultima linie dreaptă de finalizare a obiectivului. Domnule președinte, câteva cuvinte la început. Mulțumesc, domnule director, domnule primar, domnule Maneasandu, domnule Cristian Bogdan, felicitări pentru dorința de a accesa fonduri europene. Domnule director Liviu Mușat, uite că astăzi începem să arătăm celor care sunt interesați că Călărașul astăzi se modernizează cu două școli în comuna Valea Argovei și în comuna Gurbănești. Programul de dezvoltare va continua. Programul operațional regional, unde suntem deja parteneri într-o investiție de 30 de milioane de euro. Continuăm cu alte investiții care vor fi, să spunem, accesibile din luna octombrie, așa preconizăm noi tot pe programul operațional regional în sesiunea 2021-2027. Călărașul e prezent, are deja pregătite proiecte să le depunem pe viitoarea sesiune de finanțare. Încercăm să aducem anumite proiecte pe momente istorice, drumuri județene și, de ce să nu spunem, Spitalul Județean Călăraș. Încercăm acum să vedem dacă ne permite viitoarele ghiduri să depunem și Spitalul Săpunari și extinderea Spitalului de Veci. Văd că există o preocupare și la nivel național pentru proiectele în infrastructura de sănătate. Și aici ne vom ghia și noi, vrem să aducem și noi Călărașul ca un județ și o regiune unde investițiile în infrastructura de sănătate vor fi prioritare. Domnule director, cred că împreună vom reuși să modernizăm spitalele de județul Călăraș și să modernizăm infrastructura județului Călăraș, învățământ, drumuri și lucruri, să spunem, care se realizează prin intermediul Agenției de Sud-Muntenia. Mulțumesc, domnule președinte, și noi sperăm acest lucru. Chiar mă uitam pe situația fiind la capitolul de școli. Pe actualul program, județul Călăraș are depuse 11 școli și este pe locul 3 în regiune, după județul Dâmbovița, 38, Prahova, 23 și pe locul 3 Călărașul cu 11, urmează Giurgiu 10, Argeșul 6, Telorman 2 și Ialomița 0. Ceea ce, față de programul anterior, când județul Călăraș n-a avut nicio școală, este o creștere substanțială, o creștere importantă, creștere pe care noi dorim să o constatăm și în programul următor,
mai ales că la discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră la nivelul județului există intenția de a depune un proiect integrat pentru digitalizarea școlilor, un proiect în care Consiliul Județean să fie lider. Da. Și sperăm că acest proiect să fie un proiect de succes. Până în momentul de față, la nivelul regiunii, doar județul Călăraș a manifestat intenția de a depune un proiect integrat, ceea ce dă un semnal clar de susținerea acestui domeniu atât de important pentru noi, mai ales în această perioadă, cu atâtea provocări, faptul că trebuie să ne adaptăm la noile condiții. Sunt convins că noul program va da o oportunitate bună pentru școlile din județul Călăraș. Aș dori să vă mai dau câteva date la început despre programul operațional regional. Până în momentul de față, la nivelul regiunii au fost depuse 2076 de cereri de finanțare cu o valoare de peste 20 de miliarde de lei. Din aceste 20 de miliarde, suma solicitată este de peste 14 miliarde de lei. Din cele 2076 de proiecte, pentru aproape 800 din ele au fost semnate contracte de finanțare cu o valoare de 8,17 miliarde de lei, din care aproape 7 miliarde suma nerambursată. Având în vedere că alocarea regiunii noastre este undeva la 800 de milioane de euro, cele 7 miliarde nerambursabile, însemnând undeva la 1,4 miliarde de euro, putem spune că la nivelul regiunii, dacă aceste proiecte vor fi finalizate, vom avea un surplus față de alocarea inițială a regiunii. Să sperăm că acestea vor fi implementate, vor fi duse la un succes până la sfârșitul anului 2023. În ceea ce privește județul Călăraș, au fost depuse 198 de aplicații cu o valoare de 2,1 miliarde de lei, din care 1,58 miliarde de lei valoarea eligibilă, valoarea cerută din program. Au fost semnate până acum 65 de contracte de finanțare cu o valoare de peste 480 de milioane de lei, din care 425 de milioane suma solicitată de la bugetul programului, asta înseamnă undeva la 100. Evident că față de județele mai mari există totuși o diferență, însă în competiția cu județele, să spun, de același rang din regiune, precum Ialomița, Teleorman sau Giurgiu, Călărașul se află pe locul fundaș. Așa cum a spus, în domeniul în care județul Călăraș a depășit să zic așa, condiția de județ mai mică al regiunii și domeniul de educație este unul din acestea. Mai avem în perioada următoare, cel mai mare contract din județ este contractul semnat de Consiliul Județean pe axa 6, axa de infrastructură, un proiect de peste 120 de milioane de lei. Sperăm din tot sufletul că vom putea identifica o sursă de finanțare și pentru cel de-al doilea drum. Proiectul rezervă. Da. Proiectul 1B. Da. Să sperăm că vom putea identifica o sursă de finanțare și pentru acesta. De asemenea, o valoare mare, de fapt cea mai mare valoare este pe axa 4, axa dedicată reședințelor de județ, unde sunt depuse 15 aplicații de către primărie, asta însemnând o valoare de peste 160 de milioane de lei. De asemenea, pe partea de micro-întreprinderi, și aici să știți că am constatat o
o revigorare sau o creștere a interesului pentru județul Călărași, pentru mediul de afaceri, dacă pentru că programul anterior avea foarte puțin, foarte puține, cred că până în 10 aplicații pe acest domeniu, iată că în momentul de față avem semnate 32 de contracte cu o valoare de peste 65 de milioane de lei. Axa 3 cu eficientizare energetică, aici avem 4 contracte cu o valoare de 15 milioane de lei. Mai avem 2 pe monumente, pe axa 5, de 32 de milioane. Pe axa de protecție socială, așa cum a zis, pe 6, pe infrastructură de transport, 28 de milioane. Și în sfârșit, pe axa 8, pe protecție socială, avem două contracte de 20 de milioane. Și școlile, cele 9 semnate și încă 2 pe traseu, însumând aproape 60 de milioane de lei. Eu sunt convins că dacă la nivelul județului vor fi parcurși pașii pe care intenționează actuala administrația mea aceea de a face licitații cadru pentru contracte cadru pentru studiile de fezabilitate, dacă va face asocieri cu consiliile locale, în special pe partea de educație, poate și pe alte domenii, nu știu, proiecte de dezvoltare infrastructurii economice. Sunt convins că există astfel de preocupări. Atât județul cât și localitățile vor putea să depună încă de la începutul programului 2021-2027 proiect. Despre programul 2021-2027 cu siguranță vom marca într-o întâlnire separată acest lucru, doar doresc să vă spun că în momentul de față lucrăm cu motoare durate la maxim la pregătirea programului. Când spun pregătirea asta, înseamnă, asta nu înseamnă că o facem numai aici, o facem într-un dialog susținut, într-un dialog continuu cu administrația locală, cu ceilalți actori importanți din regiune, așa încât programul să se plieze cât mai mult pe nevoile comunităților din toată regiunea de dezvoltare. Din punct de vedere al construcției instituționale, vreau să vă spun că există o ordonanță de guvern, e vorba de ordonanță 122, prin care agențiile pentru dezvoltare regională au fost desemnate ca autorități de management viitoarele programe naționale. Asta înseamnă că fiecare regiune va avea propriul ei program și lucrăm la acest program. Este pentru prima dată când lucrăm, suntem în negociere directă, chiar dacă în momentul de față doar informală cu Comisia Europeană. Am atras alături de noi în echipa agenției niște specialiști de prim rang din fosta autoritate de management. Mă refer în special la fosta șef autorității de management și fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, doamna Luminița Zăzeanu, care, începând de la 1 ianuarie, a ales să fie se alăture regiunii Sud-Muntenia și va fi șef autorității de management în cadrul acestui program. Dar până vom avea niște date mai concrete, chiar pe 17 avem întâlnire cu vom avea în zilele următoare o nouă întâlnire, o confruntare cu Comisia Europeană, la care trebuie să prezentăm soluțiile la observațiile pe care mi le-au ridicat. Eu vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări pe actualul program, sunt la dispoziția dumneavoastră, domnul președinte, dacă aveți ceva completări. Da, o întrebare m-a făcut curios legat de finanțare zero pentru Ialomița. Ce s-a întâmplat? Sunt proiecte? Nu s-au depus. Nu s-au depus deloc. Vorbesc de infrastructura de sănătate. Da, de sănătate. Învățăm de educație. Da, nu s-au depus. Nu am știut de depus.
Deci nu scartim proiecte în lucruri sau eu în diverse faze de... Nu, eu v-am citit situația proiectelor depuse. Am înțeles. Uitați, proiecte pe axe, axa 10, iau un saser. 10, 1, 0 proiecte. Deci lipsă totală de interes. Da, nu se pus. Nu știu, nu pot să calific așa. Poate au avut altă strategie, au alte priorități. Noi suntem aici, informațiile pe care le-am dat Ialomița în Ialomița și în Arce și... Mai pot fi depuse? Mai e timp? Pe actualul program, din păcate, nu. Oricum, axa de infrastructură, de educație, a fost una dintre cele mai solicitate la nivelul regiunii noastre. Deci, în total, pe această axă avem 92 de proiecte depuse și contracte semnate axa 10, 66. 66 de școli. Vreau să vă spun că a fost acest lucru nu se putea întâmpla fără sprijin sau fără decizia Consiliului de Dezvoltare Regională, care a aprobat ca economiile obținute în cadrul programului să fie dirijate cu precădere către acest domeniu. Și fiindcă am vorbit de Consiliul de Dezvoltare Regională, vreau să vă spun că suntem permanent în contact, avem un program făcut cu o susținere cât mai mare din regiune. Alături de noi astăzi doi dintre membrii Consiliului de Dezvoltare. Aș putea să spun că domnul președinte Iuță este singurul președinte la al doilea mandat, deci un fel de decan de activitate și să știți că lucrul ăsta se vede și ne bucurăm, fiindcă automat și agenția are un plus de prestigiu în regiune, știți că crește în sănătate și sau e susținut acasă, e foarte important. Și la fel domnul primar, tot la al doilea mandat de membru în Consiliul de Dezvoltare și sperăm că sprijinul pe care îl avem necondiționat de la Consiliul de Dezvoltare, de fapt condiționat de documentele pe care le realizăm pentru un mers al regiunii, să fie și în perioada următoare. Puteți să ne oferiți mai multe detalii despre proiectul pentru digitalizarea școlilor din județul Călăraș? Ați pomenit de el la început. Da, este vorba de o intenție pe care Consiliul Județean o are pentru programul următor. Și din astăzie vrem să constituim un ABI la nivelul Consiliului Județean să luăm parteneri cu toate localitățile județului Călăraș, să digitalizăm ce înseamnă administrație și infrastructura școlară. Deci e un proiect care e destul de ambițios, să vedem că deja la informarea pe care ne-a făcut-o fostul secretar de stat Domnița Zezeanu și domnul director Liviu Mușat, sunt două componente. Am văzut digitalizarea și partea verde. Partea verde, deci sunt două componente noi care intervine în planul de dezvoltare regională la nivel național și aici Consiliul Județean și-a exprimat dorința să formeze această asociație de dezvoltare intracomunitară și să ia toate localitățile partenere, să formeze un singur proiect și să digitalizăm administrația locală și școlile din județul Călăraș. Având în vedere stadiul și cum decurg negocierile Comisiei Europeană, estimați că vom pierde la fel un an, doi ani de zile până când se va intra efectiv pe finanțare? Nu, acum eu vreau să vă spun următorul. Teoretic, programul sau perioada de programare 2021-2027 începe la 1 ianuarie 2021. Dar nu știu câți dintre dumneavoastră știți că până în momentul de față nici măcar regulamentele Comisiei Europene nu sunt aprobate. Deci, chiar dacă am avea în momentul de față un program, dar nu poți să construiești un program dacă n-ai regulamentele aprobate, l-am putea da drumul la acest program. Dar
Să știți că noi încercăm, tocmai de asta am spus că suntem într-un dialog informal cu Comisia Europeană, până de ce estimează că undeva spre jumătatea anului să aibă toate regulamentele aprobate, ceea ce înseamnă încă jumătate de an maxim. Deci noi sperăm ca în trimestrul 4 să avem programul regiunii aprobat. Așa încât în 2022 deja să deschidem axe, să deschidem domenii de finanțare. Tocmai de asta am spus că e foarte bine ca aplicanți să ardă niște etape prin realizarea unor contracte cadru de a studiilor de fezabilitate, de proiectare, de așa încât să nu mai stea după aia să dea drum. De asemenea, noi încercăm să facem niște axe în program care să fie cu predefinite, adică cu listă de proiecte negociate, identificate proiectele în comun. Și asta va fi cu siguranță cadrul domeniului de eficiență energetică, unde vom avea o listă predefinită. Deci, în total, noi estimăm ca programul să fie aprobat în ultimul trimestru acestui an, iar anul viitor deja vom da drumul la programul. Cu siguranță, primele axe pe care le vom deschide vor fi cele care nu sunt cu mult diferite față de actual. Și mă refer la partea de sprijin pentru IMM-uri, mă refer la partea de asta creșterea eficienței energetice. Deci vor fi educație, infrastructura de educație, vor fi câteva axe care nu diferă foarte mult și atunci cu ele cu siguranță vom începe. Partea de infrastructură de transport, deși aici suntem condiționați de realizarea SF-urilor în cadrul ordonanței 88, cu care se face cu banii europeni, deci realizarea studiilor se face cu banii europeni. Deci sperăm să ardem cât mai mult aceste etape, dar să știți că nici, fiindcă și la ei este un proces foarte anevoios de negociere, fiindcă e o negociere între Comisia Europeană, Parlamentul European și cu Consiliul, și atunci, deci, hârtiile astea trebuie să treacă pe la toți. Evident că, informal, Comisia are cel mai important cuvânt de spus. Tocmai de aceea mergem pe ceea ce cred ei că va fi prins în viitoarele regulamente, dar există această lipsă de document oficial. La regulamentele Comisiei pentru 2021-2027 nu sunt aprobate. Deci cam asta este situația. Dacă totul va depinde de ADR-uri acum și nu va mai depinde de guvern? Potrivit acestei ordonanțe care desemnează agențiile de dezvoltare a autorității de management, decizia finală va fi, eu nu spun în cadrul agenției, va fi în cadrul regiunii. Fiindcă agenția nu este o entitate așa care plutește pe regiunea asta, este o entitate absolut conectată cu tot ce înseamnă actorii importanței regiunii, în special administrația locală de energie. Tocmai de-aia încercăm să facem un program cât se poate de care să reflecte cât mai bine și nevoile, dar și partea de condiții, să fim cât mai puțini absurzi, să fim cât mai puțin birocrați, să eliminăm cât mai mult din hățișul ăsta de documente, așa încât proiectele să poată fi implementate. Cu siguranță că va exista o oportunitate de finanțare. Avem partea de monumente istorice și de patrimoniu și introducerea lor în circuitul turistic, în circuitul public. Rămâne la latitudinea administrației județene, a celorlalți care au proprietate, fiindcă înțeleg că nu este foarte clară situația cu proprietatea, cu dreptul de administrare. Sunt acolo niște lucruri. Deci dacă vor considera important să depună acest proiect, va exista posibilitatea în cadrul programului, dar v-am spus nu ca prefectul. Deci el va trebui să intre în circuitul. Asta înseamnă acolo muzee, asta înseamnă acolo obiective de interes public.
Da, avem interesul să relocăm structura, să intrăm în discuții pentru a putea să oferim o altă, un asediu prefecturii, dar noi acolo să putem să facem un centru sociocultural pe care l-am și definit în certificatul de urbanism și să putem să finanțăm pe fonduri europene, fiind o sumă destul de mare, dar finanțarea pe fonduri europene va fi pe rest de executat. Pentru că suntem astăzi cu procedurile la un anumit nivel, urmează să depună proiectul tehnic în septembrie, să ne depună proiectul tehnic al prefecturii. Deci, noi la ora actuală avem deja constructorul desemnat, înseamnă construcție și întocmirea proiectului tehnic. Până în septembrie trebuie să depună proiectul tehnic, iar în septembrie vom ști care va fi, să spunem, zona de finanțare pe fonduri europene și vom dori să introducem acest proiect pe rest de executat pe fonduri europene pe moment de istorice. Ați spus că cea mai mare valoare o are proiectul de către Consiliul Județean pe axa 6. Despre ce proiect este vorba? Dați-ne mai multe momente. E proiectul de infrastructură, drumul de Țem 402, Curcanii lui Canana, Tămădău, Pândulea, Costilele, Măriuța, până în Ialănița. Și al doilea proiect pe care l-aveți în rezervă? E 201B, Ulmeni, Valea Albului, Săpunar, limita Curaș, Ialănița. Deci e proiect de rezervă. Noi deja avem acolo licitația constructorului realizată, e cu clauze suspensivă, urmează la momentul ăsta să semnăm contractul în condițiile în care axa de finanțare pe infrastructură ne va permite să depunem acel proiect și să putem să-l finanțăm. Dar am realizat lucruri pe care nu au fost posibile în 2016, a trebuit să depunem proiectul, să treacă proiectul de tot ce a semnat reușita lui, după care am făcut licitația și procedurile au fost atât de greu, încât chiar la toate întâlnirile eram surprins, pentru fiind o valoare mare a axei de infrastructură, au fost și competitori mulți și clarificări multe și întârzieri la licitație și ne-am trezit cu o perioadă estimată dublă ca timp decât consideram noi că într-o jumătate an de zile, maxim într-un an, cum avea câștigătorul la licitația respectivă a celui bun. De aceea am făcut-o din timp, acum nu avem decât soluția să intrăm cu proiectele pe viitoarele axe care se vor deschide de infrastructură și să putem să semnăm contractul. După semnarea contractului va fi o perioadă de depunere a proiectului tehnic și să putem să realizăm acel drum cu o perioadă mai scurtă de timp, cum a fost acel drum 402, Curcan, să spunem noi, Curcan, Pădurea, Tămădău. Ați discutat despre posibile investiții în cele trei spitale, Județean, Săpunar și TVT. Mai exact, ce vă doriți? Ne dorim toate cele trei spitale să intre într-o modernizare a infrastructurii. La Săpunar vrem să construim spital nou, avem proiect pentru spital nou. Fondurile de reziliență, fondurile programul operațional regional, toate fondurile care vor veni, ne vom orienta să vedem dacă putem să depunem aceste investiții în infrastructură. Spitalul nou la Săpunar, extinderea spitalului TBC de la Călăraș, iar la spitalul județean Călăraș, anvelopare și tot ce înseamnă aparatura medicală de care avem nevoie să completăm pe ce existent acum. CT-ul, RMN-ul, toate astea se schimbă la o perioadă de timp, pentru că costurile de întreținere sunt mai mari decât putem să ne permitem noi și atunci am gândit să le punem pe proiecte europene să ne oprim aparatura medicală. A vreau să spun că întâmpinăm mari sau se registrează întârzieri mari în atribuirea contractelor. Domnul președinte a spus că au fost întârzieri, dar cu toate acestea, până în momentul de față, plăți în cadrul axei din regiune n-avem decât de la două județe. Este vorba de Călăraș și Ialomița. Până în momentul de față, la acest drum, avem plăți făcute de aproape 58 de milioane de lei, deci undeva la 40%. Așteptăm și alte plăți, fiindcă aceste proiecte sunt, să zic așa, furnizorii noștri cei mai importanți de sume pentru atingerea țintei de finanțare.
celelalte proiecte cu valori mai mici, așa contribuie și ele, dar noi de aici avem cele mai mari așteptări. Iar de 2019 și 2020 și am avut, așa cum am spus, o contribuție importantă de la aceste două proiecte, Ialomița și Caritaș, și proiecte mult mai mari, mult mai anunțioase, care încă nu furnizează sume, mă refer la Râmburg, Sala Argeș, Prahova, și așteptăm și de la ei să finalizeze odată licitațiile și să vină cu rambursări la program operațional. Cărașul deficitar la agruparea locuințelor. Datorită desfințării asociațiilor de bloc, avem o mare problemă și de aceea Cărașul arată atât de noi mai deja, așa, ne uităm la aceste locuințe care s-au înlegit datorită timpului. Aici trebuie să vedem, vorbim cu administrația municipiului Călăraș, împreună cu primarul Marius Dulce, să găsim o formulă să convingem locatarii scărilor de bloc, să-i constituim în asociație de locatari, ca să poată să devină viitorii beneficiari. Primăria municipiului Călăraș nu poate să devină beneficiar de agruparea locuințelor cetățenilor până vor fi constituiți în asociații de locatari. Și aici sunt două asociații care nu se înțeleg între ele, nici nu vor să depună să devină beneficiar. Singura asociație care a depus în centrul, există blocul partidelor politice unde au găsit înțelegere și au depus pe axa agruparea locuințelor. Sper că dacă reușim acest lucru, municipiul Călăraș să determinăm cetățenii municipiului Călăraș să depună să scrie într-o asociație de locatari, să putem să depunem proiectele în numele lor și să putem să arătăm totuși civilizat așa cum ne uităm când intrăm în București pe partea stângă, sectorul 3 și pe partea dreaptă, parcă s-a schimbat, parcă iau ceva nou construit. Dar de fapt sunt locurile vechi, anvelopate foarte frumos și arată foarte bine. Din noi ca și cum e un oraș nou. Cu permisiunea dumneavoastră, o să rog să nu contracte de finanțare. Da, da. Merge la domnul primar. Domnul primar, vă rog frumos. Țara este de 33 de miliarde. Mai trei vechi. Deci, sau pentru care să venim la ușa dumneavoastră. Vă spuneți și cofinanțează proiectele pe fonduri europene, pentru că una dintre prioritățile pe care le-am spus ne vom dezvolta dacă înțelegem că fondurile europene sunt singura soluție de schimbarea județului Călărașului. Câteva cuvinte despre proiectul domnului primar, dacă doriți să spuneți. Și dacă vreți, nu credeam vreodată că o să puteți să luăm banii europeni. Faptul că am accesat acest proiect mă face ca pe viitor să depun pentru orice axă unde există posibilitatea de a aduce bani europeni în comuna Gulbărești, care, după cum știți, este una dintre cele mai mici comune la nivel județean, poate chiar mai mică, cea mai mică, de fapt. Lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă la cea semnală de Băneștiu, datorită sprijinului domnului președinte, care n-a împărțit numai pentru comune mari, au avut grijă și de noi, aceștia care, la momentul ăsta, Gorbăneștiu are 105-107 elevi la școală. Și dumneavoastră trebuie să învețe. Chiar dacă sunt 100 și nu sunt 500, trebuie să învețe într-o școală cu toalete interioare, cu cabinete pentru materiile respective, cu sală de sport, teren de sport, ceea ce la momentul ăsta nu există. Dacă am duce la cap acest proiect, s-ar schimba cu mult fața acestei comune și altele care le avem în derulare,
Mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul acordat, atât domnului președinte Iuță, cât și domnului președinte Mușat, pentru colaborarea și îndrumarea, unde ne-a fost alături la tot pasul. Succes, domnule primar! Și acum și contract de la Valea Dovești, domnul primar. Același timp mândru, onorat pentru că sunt în compania dumneavoastră și mândru pentru că în timpul celor mandatelor mele de primar am realizat un asemenea proiect. Mai avem și alte proiecte, dar pentru viitorul copiilor din Valea Arborei, acesta mi se pare cel mai important. Și încă o dată s-a dovedit adevărat proverbul că cu răbdarea trece marea. Am așteptat ceva, dar dacă așteptarea nu a fost în zadar, e extraordinar. Proiectul de Valea Arborei constă în reabilitarea unui corp de școală, pentru că acolo am două corpuri. Unul l-am reabilitat cu fonduri proprii în anii anteriori și îl dotăm. Celălalt are o extindere cu un grup sanitar, laborator de informatică, laborator medical, de fapt, cabinet medical și o magazie de materiale. Bineînțeles că dotările vor fi la standarde europene, cu cataloge electronice, cu părinții vor avea posibilitatea să-și supravegheze copiii pe telefon și să fie sau nu mulțumiți de eforturile lor depuse. Am încercat, și asta chiar dacă pare o laudă, mi-o asum, am încercat în timpul mandatelor mele de primar să fac tot posibilul ca tânăra generație să fie într-adevăr educată. Îmi pare rău că n-am putut să o aduc o doamna director aici, să fie sprijin la ceea ce va fi, dar asta am încercat să fac. E adevărat, cum zicea și colegul, că la cofinanțări, fiind comunități mai mici, posibilități financiare mai reduse, o să avem nevoie neapărat de acolo de țară. Asta e singurul lucru sau singurul impediment al nostru în atragerea fondurilor europene. Cofinanțările. Și nu mai europene, chiar și cele guvernamentale presupun cofinanțări din partea unor localități cu sărace, să zicem. Mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul care ne-ați acordat.